Dacă aveți dexteritate, vă va fi foarte ușor să aruncați aceste mingi în butoaiele noastre cu apă. Dacă nu, atunci veți pierde această probă cu demnitate. De aruncat o să arunce absolut toată lumea, însă pe rând. Singura regulă este că înainte de a ajunge în butoi, fiecare minge trebuie să lovească pământul cel puțin o dată. Bun? Cel măcar sau cel... Cel măcar o dată. Cel... Adică dăm așa, măcar puțin. A ajuns acolo, ia uitați-vă, primiți un punct indiferent... Primiți un punct indiferent de butoiul. Băi, două mâini stângi, cum ai nimerit, mă, tu ăla? În care? Hai să dăm drum. Invit lângă mine cele două echipe, stânga-dreapta, în dreapta mea echipa roșie, în stânga echipa verde. Hai să vedem cu cine începem, dăm cu banul sau alegeți voi? Ce eu îți las pe Julie mai aia să dea prima. Julie și Roxana. Da, eu? Hai. Da. Copii, mă uit la voi foarte atent ca la un film de comedie. Perfect. Opa. Julie, prima lovitură. Prima lovitură. Dă-i, tare. Tare și... Prima ratare, prima vals, tare și degeaba. Roxana, mai încet, mai spre dulce. Hârșcă-te! Bravo! Primul punct pentru echipa verde. Tare și te rog. Hai, rădiat, atenție. Ție îți place pe lângă. Se închid ușile. Bravo, Roxana. Egalitate. Da, frumos. Ăsta vede, ăsta vede de sus. Poate să dea de mai spate. Hai, Andrei, poți să egalezi situația. Macaraua. Aveți o lovitură în plus? Deci te pregătești. Ce rău-mi pare, băi, de ce rău-mi pare? Bine, Andrei, bravo! Ce rău-mi pare, ce rău-mi pare? Eu mă bazam pe tine. Ține-o tot așa! Ai pierdut pe mâna ta. Stai că fratele tău, Liviu... Hai, Liviu! Nu e prea. Hai, Liviu! Dă-o mare, dă-o afară. Continuăm, mai avem câte trei lovituri de fiecare echipă. Julie, te rog, Roxana, apel. Deci, la noi e Julie, care e singura care a marcat pentru echipa roșie. Încă un punct. Roxana. Liniștește-te, Roxana. Stai. Rareș, trebuie să marchezi neapărat pentru a rămâne în joc. Ce faci? Am învățat de la tine, mă. Trebuie să marchezi. Hai, marchează pe asta. Băi, pe bune, bă. Asta ce-a câștigat. Mai aveți două. Dar Henry, gratează! Ratează și momentul acesta. Hai, Andrei. Este egalitate. Andrei, dacă ratezi... Capitanii! Poate să câștigi limba. M-ai pupat, m-ai luat în brațe. Stai limba. Hai. E pentru palma asta, ultima o să marchez. Da. Ultima lovitură. Hai. Pentru ambele echipe. Concentreți. Dacă Liviu marchează, avem egalitate. Ce faci? Dacă Liviu ratează... Știi că în mâna ta este victoria. Adică, pe dos. Stai, nu. Soartea echipei stă în mâinile tale. Stai. Bine, capitane! Bun, avem egalitate. Hai, crezi că mă bat la asta. Egalitate. Ce facem noi acum? O să lăsăm aici două. Ce avem noi aici? Bravo, Bucu. Jucăm aici. Noi pentru ei? Eu propun să dea cei mai slabi. Liviu? Nu propui tu Liviu. Ia fii atent. Noi... Avem baraj. Dăm câte o lovitură ca la penalti. Dar, responsabilii. Dar, atenție, dar pentru a fi proba mai activă... Bine, domnul Neluțu. Hai mă, dați. Trebuie să dați peste mine. Nu cred. Trebuie să dați peste mine. Nu cred. Da. Cel mai bine, dăm peste tine să sară. Dați peste mine, mă, hai. Uite-mă așa, fii atent. Hai. Este... Bravo. Haide să încercăm. Haide, mă. Foarte bun joc. Foarte tare. Merge la tine. Ușor să nu roșie la tine. Pe pârtie. Aruncă primul Liviu Urciu. Ok. Haide, mă. Hai. Domnul Neluțu, vedeți cum dați cu bastonul. Hai, Liviu. Runda 1. Dacă Andrei ratează, runda e câștigată de Liviu. Andrei. N-are. Poate, băi, pierde toate plăcuri. Acum, vii să dai, nu? Mai devreme când era egalitate, nu te dai. Am venit tot timpul. Domnul Neluțu, era fair play, fii fair play. Poate. Runda este câștigată de Liviu Vârciu și echipa lui. Bravo! Echipă! Am pierdut o confruntare atât de ușoară, bă.
I-am văzut fețele așa și mi s-a părut că îi batem ușor. Vezi că nu prea ți-a mai dat interesul la ultimele runde. De la 3-0, de la 3-0 aveați avantaj la că asta e cheia succesului. Deci, atât mai mult e bătaia ustătoare. Da. Asta zic. I-am lăsat puțin să se bucure. Scorul general a ajuns la 4-3 pentru echipa lui Marciu.